Marile Mistere. Ocultismul exercită asupra noastră o fascinație care nu e greu de înțeles. Poate pentru că el transgresează realitatea unor ternă, deschizând porți către lumi necunoscute și puteri magice. Nu întâmplător, cinematografia face furor cu filmele sale fantastice. Un trăitor al secolului trecut v-ar spune că toate acestea sunt prostii, că supranaturalul nu există decât în imaginația noastră. Secolul nostru este însă ceva mai nuanțat. Cu cât știința avansează, cu atât posibilitățile pe care le deschide sunt mai numeroase. La urma urmei, în zilele noastre vorbim despre capacitatea particulelor subatomice de a se afla în două locuri în același timp sau despre universul cu nouă dimensiuni. Povestea pe care vă spun azi are drept cadru un mic oraș din Massachusetts, nu departe de Boston, numit Salem, și se petrece în 1692. Este povestea unei vânători de vrăjitoare într-o atmosferă de isterie colectivă. Cu câțiva ani în urmă, comunitatea caută un reverend și alegerea cade asupra lui Samuel Parris. Este un om bine educat, școlit la Harvard. Se instalase în Barbados, în Caraibe, împreună cu familia, soția sa, Elizabeth Enbridge, fica lor, care poartă și ea numele Elizabeth, și o nepoată, Abigail. Printre membrii familiei o putem adăuga și pe servitoarea lor, o nativă din Barbados de origine amerindiană. Samuel se instalează așadar în 1689 în Salem. Este un oraș pitoresc, cu păduri și cu vedere spre mare. Familia Parris este cazată însă într-o zonă ceva mai izolată, un cătun în marginea Salemului, alcătuit din câteva ferme, numai mult de 250 de persoane în vârstă să voteze și să participe la curțile de justiție. Este o comunitate de puritani care ocolesc ostentația, practică o credință mai degrabă interiorizată. Se îmbracă simplu și evită culorile și exhibiționismul. Nu departe de Salem se află o comunitate de amerindieni, triburi războinice care nu ezită să-i răpească și să-i tortureze pe cei debarcați fără invitație pe pământurile lor. În cultura populară, acești inamici sălbatici sângeroși sunt considerați răul absolut, încarnarea deavolului. Servitoarea pastorului, Tituba, este privită așadar ca o versiune domesticită a acestor barbari, cu neîncredere și suspiciune. E iarnă, vremea e rece și mohorâtă. Cele două copile ale familiei Parris, Elizabeth și Abigail, își umplu timpul cum pot. În timpul conversațiilor care se leagă în fața focului, o interoghează pe Tituba despre cultul străbunilor ei și dacă poate prevesti viitorul. Tituba intră în joc și le răspunde că da, poate prevesti viitorul. Chiar îl poate influența, că stăpânește vrăjitoria. Poate că nu este prima conversație de acest fel și poate că nu este decât un joc inocent. Doar că, în mod bizar, comportamentul celor două fete se schimbă îngrijorător. Sughiță fără motiv, vorbesc într-o limbă bizară pe care nu o înțelege nimeni. Una dintre ele începe să-și trască un picior, ca și cum ar fi fost o loagă. Pastorul e din ce în ce mai îngrijorat. Își spune că fetele sunt bolnave și decide să le ducă la un medic. Medicul însă nu găsește nicio explicație pentru răul ciudat care s-a abătut asupra lor și emite o ipoteză care nu are nimic științific în ea. Poate că fetele au fost vrăjite, poate că cineva le-a făcut farmece. Pastorul este el însuși mistic, crede în scripturi, crede că diavolul există și, de ce nu, a ieșit în lume și umblă printre oameni. Acest moment va face ca totul să basculeze. Parris face apel la alți pastori din regiune pentru a se ruga împreună cu el
și a proteja comunitatea de diavol. Doar că situația, în loc să se amelioreze, se agravează. Alte două fete par să fie lovite și ele de blestem. Elizabeth Tabor și Ann Potman, aceasta din urmă, aparținând unei mari familii. Tatăl ei este cel care l-a adus pe pastor la Salem. Afacerea ia amploare. Este informat șeriful. Copiii sunt interogați pentru a afla ce s-a întâmplat. Care este înlănțuirea de evenimente care a condus la aceste manifestări de neînțeles? Să prevezi viitorul este strict interzis de Evanghelii. Deci, fetele, dacă au inventat toată această poveste, nu pot mărturisi că au păcătuit. Să nu uităm, ne aflăm într-o comunitate severă, puritană. Așadar, în atmosfera de teroare care a început să domnească la Salem, Elizabeth, fiica pastorului, o denunță pe Tituba, care s-ar afla la originea acestor boli misterioase și care l-ar fi adus pe diavol în sânul comunității. Atmosfera devine din ce în ce mai apăsătoare. Un pastor venit tocmai de la Boston, cutremurat de indignare, predică oricui vrea să-l asculte. Trebuie să vă umiliți, să îngenunchiați în pulbere, să luați în seamă semnul pe care vi l-a făcut mâna lui Dumnezeu, alegând acest sat pentru primul asediu al tiraniei lui Satana și făcând aici locul de întâlnire al diavolilor, unde își adună forțele infernale. Umiliți-vă în fața faptului că atâția membri ai acestei biserici a Domnului nostru, Iisus Hristos, sunt sub influența Satanei și că alții sunt acuzați de a fi instrumentul diavolului în aceste fapte malefice. Tinerele o acuză pe Tituba, dar dau și alte nume. Sarah Good, o cerșetoare fică dezmoștenită a unui hangiu francez. Se târăște prin colțuri întunecate, vorbește fără șir, cu siguranță blesteme, vrăji. Femeia este pusă imediat sub acuzare. Apoi o acuză pe Sarah Osborne, o bătrână doamnă bolnavă pe care sătenii o detestă, pentru că și-a însușit în detrimentul copiilor dintr-o altă căsătorie averea soțului. Prima care este arestată și interogată este Tituba. Suntem în data de 1 martie 1692. Judecătorul o întreabă cine îi îmbolnăvește pe copii. Tituba răspunde, diavolul, fără îndoială. Ați văzut vreodată diavolul? Continuă magistratul. Diavolul a venit la mine și mi-a cerut să-l servesc. Un om înalt, cu părul alb, îmbrăcat în negru. A venit la mine de mai multe ori. Mi-a spus că trebuie să cred în el și să-l servesc 6 ani la rând și că o să-mi dea tot felul de lucruri drăguțe. Persoanele arestate nu pot fi judecate, deoarece singurul care poate numi o comisie legală pentru deschiderea procesului este guvernatorul, ori acesta se află pentru moment la Londra. Așadar, acuzații și așteaptă procesul în închisoare. Între timp, delirul crește în Salem. În 19 martie, Ann Gottman le acuză pe Martha Corey și Rebecca North de vrăjitorie. De această dată, nu mai este vorba despre persoane marginale, ci de persoane făcând parte din societatea locală, cunoscute drept oneste și puritane. În 11 aprilie, John și Elizabeth Proctor sunt arestați. Elizabeth este însărcinată, dar asta nu impresionează pe nimeni. Va fi și ea aruncată în închisoare. 2 săptămâni mai târziu, în 30 aprilie, o plângere este depusă împotriva fostului pastor, reverendul George Burroughs. Un angrenaj teribil se pune în marș. Până la jumătatea lui iunie, 70 de persoane sunt arestate și se găsesc în diferite închisori din regiune. Oamenii se acuză între ei. Toată regiunea este în întregime cuprinsă de isterie. Unii pretind că au avut viziuni,
alții că în camerele lor au intrat bestii care au urcat chiar în patul lor. La mijlocul lui mai, noul guvernator, Sir William Phipps, debarcă în portul din Boston. Este însoțit de președintele Universității Harvard, pastor și ambasador extraordinar al Massachusetts la Londra. Desigur, cei doi nu știu încă nimic din ceea ce se întâmplă la Salem. Li se remite un raport amănunțit care trece în revistă întâmplările și mărturiile din ultimele luni. Guvernatorul numește un președinte de tribunal, William Stetton, ajutat de 9 asesori. Procesul se deschide în 9 iunie, iar acuzația este aceea de vrăjitorie. Într-o comunitate puritană din secolul XVII, acuzațiile pot fi făcute în baza mărturiilor, dar și în baza comportamentului, a semnelor care pot conduce spre bănuieli, iar comportamentele în acest proces sunt chiar mai importante decât mărturiile. Încă din evul mediu, un semn pe corp, ca de exemplu zgârieturi, negi sau pete, pot fi semne demoniace. În cursul procesului, cele două fete aflate la originea scandalului, Elizabeth și Abigail, susțin că sunt vizionare, că pot vedea tot ce se întâmplă. În timpul mărturiei, arată spre unul sau altul din sală spunând: "Priviți, omul acesta va avea picioarele legate și toți cei prezenți în sală vor vedea cu ochii lor persoana indicată prăbușindu-se, contorsionată, în cele mai bizare poziții. Iar acum, spun ele, acelea vor cădea." Și, într-adevăr, în sală câteva persoane cad urlând și gemând. La începutul lui iunie cade prima sentință. Bridget Bishop, una dintre acuzate, este condamnată la moarte și executată. Procesul se reia la sfârșitul lunii, iar condamnările plouă unele după altele, urmate imediat de execuții. La mijlocul lui iunie sunt spânzurate alte 5 persoane, între care Sarah Good, Rebecca Nurse și Sarah Wilde. Iar la începutul lui august, un nou val de sentințe includ și câțiva bărbați, între care fostul pastor al comunității, George Burroughs, privit ca instigatorul evenimentelor demoniace din Salem. În drum spre locul de execuție, pastorul își clamează inocența și demnitatea lui emoționează asistența. Însă nici vorbă de o suspendare a pedepsei. Fiul unui important personaj din localitate strigă: "Trebuie să fim vigilenți, diavolul poate lua uneori aparențe înșelătoare. Omul a fost judecat vinovat, deci trebuie executat." Pastorul este executat, însă din acest moment, îndoiala începe să se instaleze în spiritul comunității. Unii se întreabă dacă tot ce s-a întâmplat și tot ce s-a spus nu este decât o iluzie. Președintele tribunalului inspiră acum neîncredere, iar consilierul guvernatorului consideră că proba spectrală, adică interpretarea semnelor de pe corp, ca fiind semne ale diavolului, trebuie suprimată din sistemul judiciar. Procesul din Salem are pe conștiință 19 persoane moarte prin spânzurare, alte 2 sub tortură și alte 5 în timpul încarcerării. Tituba a supraviețuit, iar pedeapsa ei a fost răscumpărată de o familie care a luat-o în slujba ei. Cele 2 fete care s-au aflat la originea scandalului nu au exprimat niciun fel de remușcări. Câteva explicații științifice au fost date mai târziu de cei care au încercat să înțeleagă cum s-a ajuns aici. Fie o isterie colectivă generată de denunțuri în lanț, fiecare încercând să se pună la adăpost pe sine de aceste sinistre acuzații, fie o toxină care se găsește în nisipurile din regiune și care ar fi provocat halucinații, fie pur și simplu atmosfera sumbră care domnea în această comunitate, gata să creadă orice.
Dacă acest episod v-a plăcut, puteți să-l partajați, să le vorbiți prietenilor voștri și să vă abonați cu un simplu click pe clopoțel. Nu vă costă nimic și veți fi avertizați când un nou episod va fi publicat. Un click pe degețelul albastru mi-arată că ceea ce v-am povestit vi s-a părut interesant și asta e întotdeauna încurajator. Dacă doriți să dezvolt anumite subiecte, puteți să-mi scrieți în comentarii.